și cunoaștem o româncă de succes, dar nu Dacilișa, din Marea Britanie. O cheamă Oana Simion. Este de 10 anișori în Anglia, are 4 copii și s-a apucat de gătit românește. Acum 3 ani, pentru a completa, mie din ce mai greu să vorbesc, veniturile familiei. Vindea sarmaua cu o liră sterlină, nu râdeți, și ciorba cu 7 lire. Sarmaua cu o liră sterlină și ciorba cu 7 lire. Acum are propria ei firmă de catering. M-am mușcat de engleză, m-am murdărit. Și printre clienții săi se numere chiar și un prestigios institut. De ce a scris Marea Britanie? Nu puteam să citesc Great Britain sau UK? De ce Marea Britanie? Suntem ca acum, că și de la engleză asta, în legătură directă cu Oana, să-i aflăm povestea inspirațională. Să rămână, Oana, bună ziua! Good afternoon! Good afternoon! How are you? I'm fine, thank you, mulțumesc. I'm well too, it's a fine day today. No, it's raining, it's a bad day today. Atâta știm din engleză. Da, it's really raining now here. Here, it's chiar plouă. La echipa asta de aici n-a jucat și al nostru motoretă, Popa? În localitatea asta, cred de unde că... ești tu? N-a fost și al nostru, Adi Popa? Nu sunt microbistă. Nu sunt microbistă, din păcate, că te dezamăgesc. Am înțeles. Cu toate că te respect pentru tot ce munca toată care o faci. Să rămână. Îmi câteva emoții. No, păi ce facem, emoții? No. Oana, hai să o luăm cu începutul. Când ți-a venit ideea asta cu sarmaua? Bănuiesc că te-ai gândit pentru prima dată pentru la comunitatea românilor de acolo, nu? Sau cum a fost? Da, da. Bine, o idee din asta de făcut mâncare aveam și în România înainte, până să plecăm. Dar pentru că ne-am înmulțit, cum s-ar zice, s-a mărit familia și a trebuit să stau acasă în maternity. În ce ai stat? Iartă-ne un pic. Foarte... Iartă-ne un pic, în ce ai stat? În maternity. Am în înțeles, prenatal, da. Sau da, cum da, se da, zice, maternity. Învățirea copilului. Da. Glumim. Și atunci aceea mi-a venit că vreau să îmbunătățesc un pic veniturile familiei și să, de ce nu să încerc să fac mâncare românească pentru românii noștri din comunitatea românească, da, din Anglia. M-am pus în situația lor acum câțiva ani când lucram foarte mult și nu aveam de unde să-mi cumpăr o mâncare românească sau să timp să fac. Și atunci aveam această idee și mulțumesc lui Dumnezeu, chiar a mers. Oana, noi vedem acum pe ecran, în partea cealaltă a ecranului, imagini, pozuțe cu preparatele tale. Deci toate acestea sunt gătite de tine acolo? Da, da. Mamă, opriți un pic aici imaginea pe asta. Doar de mine. Mamă, apar doi papanași cu gem de... Bun. Ce se cere cel mai mult? Sau ce cereau românii? Pentru că după aceea am înțeles că ai plecat și către englezii de la mama lor, cum ar veni, care a auzit de produsele tale. În general, toate preparatele românești, tradiționale, de la ciorbițe de fasole cu ciolan afumat, sărmăluțe, salată biof, salată de vinete, tocănițe... pâine proaspătă făcută în casă, tochitură moldovenească. Cam astea sunt top mâncărurile care le adoră românii aici. Și când ai și primit... care nu prea ai timp să le faci. Corect. Cum a fost când ai primit prima comandă din partea englezilor? Cum au cerut ei sarmale? Vorbesc serios sau de unde au zis că le-au aflat? Uita, da, opriți-vă doar o secundă. Dați imaginea cu ăștia doi, vă rog frumos. Uitați-vă puțin la ei. Oana, acești colegi, foștii mei prieteni, noi am primit un platou cu mâncare, cum se face aici, da? Dar era pentru mine și să zicem... Și pentru... Da. Ei s-au apucat să mănânce în timp ce eu vorbesc cu tine, pentru că n-avem... Uitați-vă la ei, da. Dacă îți dau amuleta mea, te ajută. Nu, mersi. Poftă bună! Da. Lăsați imaginea pe ei să-i vadă o țară întreagă, milioane de oameni, ce fac ei în timp ce eu mă chinui. Cătălin, da. Am vrut să verific mâncarea, să fie ok și nu pătesc ceva. Poftă bună! Colegii mei, 3 minute dacă mai așteptați, nu mureați. Oana, da, mâncați. Oana, au venit englezii și cum au, în primul rând, cum se zice la sarmale, în există traducere? Da, 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 cabbage rolls, meat in cabbage rolls. Așa, un fel de niños, corect. Da, un fel de niños envueltos din Spania, copii împachetați, nu? Cam așa. Ceva de ce? Da, 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 da. Și avem și la ideea a venit și la mămăligă, iartă-mă, cu polenta, cu astea sau cum e la mămăligă? Polenta, da, polenta. Polenta, bun. Da. Și ai început să vin sarmale la cetățeanul englez? Mamă, ce e? Nu neapărat, nu. Prima dată a fost comunitatea românească și prin ei, pentru că lucrau la
cu englezii, de acolo au pornit, au început să guste, le-a plăcut foarte mult mâncarea, m-au recomandat, chiar au insistat de câteva ori până să mă duc la interviu cu ei și să accept contractul cu ei, să mă duc să le fac mâncare și eram chiar la început și nu venea să cred că ei chiar vor să mănânce mâncare românească și atunci chiar i-am convins când au și gustat din preparate a doua oară la interviu. Și au fost super încântați de gust și nu numai. Delegații, de fiecare dată când mă duc și le duc mâncare, sunt over the moon. Deci le place foarte, foarte, foarte mult mâncarea. Le faci, Oana, le faci și ciorbițe? Adică sarmaua. Da, da. Super. Deci englezoiul e cu lingura și bagă lingura, basculează de farfurie ciorbă? Da, da, dar în general sunt pe creme, iau așa ușor, încerc să-i învăț pe toți ușor, ușor, treptat cu fiecare meniu românesc. Dar iau ușor să se obișnuiască cu mâncarea tradițională românească. De multe ori o reinterpretez pentru că mulți sunt și musulmani sau indieni, nu mănâncă porc, nu mănâncă vită și atunci reinterpretez și mâncarea românească. O fac aceeași, numai că punem altă carne. Oana, felicitări sau... încă o dată, mii de mulțumiri. Noi am mai fi stat o oră și jumătate cu tine, dar am doi colegi de platou care sunt ca termita. Știi ce este termita? Adică ei mănâncă tot, efectiv. Nu mai lăsați camera pe mine, pot să mă îndrept încolo, eu mă duc încolo puțin. Lasă, nu mai, mulțumim, Oana, să rămână, dar numai că ăștia mănâncă tot cât mai vorbești tu. Uitați-vă la ei, colegi. Uitați-vă, să afle toată Anglia. Deci am sarmale cu oaie. Ați făcut sarmale cu carne de oaie? Da, am făcut, da. Sunt foarte bune. Sunt mai bune ca cele cu carne de porc? Nu neapărat, dar depinde acum fiecare, gusturile nu se discută și mie mi-au plăcut, sunt foarte bune și ei au mâncat la fel și le-au plăcut. Nu, sunt curios cu ce mână o să mănânc, ce? Da. Ne-a luat mâncare. Oana, ca un două. Da, uite cu ce o să mănânce. Oana, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi, să rămână, trebuie să ne apucăm. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Să rămână, mii de mulțumiri, să-ți iasă bine și la cât mai multe sarmale, la sarmale în... Băi, caractere, frate.